Fermierii din județul Iași vor beneficia în perioada următoare de sume importante de bani de la Agenția de Plăți și de Intervenție pentru Agricultură. Este vorba de avansul din subvenții pentru diverse scheme de ajutor, bani extrem de importanți și mai ales așteptați pentru bunul mers al operațiunilor agricole de sezon. Mai multe informații de interes pentru fermierii din această parte a Moldovei vă oferă imediat corespondenta noastră Raluca Daria Diaconiuc. La Iași, Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură a virat în conturile fermierilor din județ suma de 135 de milioane de euro, bani care reprezintă avansul din subvențiile pentru diverse scheme de plată. Au primit așadar subvențiile aproximativ 19.000 de fermieri, iar până la data de 1 decembrie vor mai primi și alți 2.000. Sumele primite sunt calculate de către funcționarii APIA pentru fiecare fermier în parte și asta înseamnă 75% sau 80% din sumele finale vor mai primi subvenții cei care au depus cereri de plată la sediul Apia Iași în campanie derulată în perioada 15 martie-15 mai acestui an. Acești fermieri au solicitat subvențiile pentru terenurile agricole pe care le exploatează, dar și pentru animalele din gospodării sau pentru sectorul apicol. În această campanie au depus cererile aproximativ 21.000 de fermieri care au în exploatație 270.000 de hectare de teren agricol. Au fost verificați de către inspectorii APIA, totul este pus la punct și urmează ca acești fermieri să-și primească banii.